Hei, salutare jupineilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA Mobile. De data asta am zis să mai punem și pe mobile. Da, cred că episodul cu numărul 6, ceva de ce nu. Nu doar pe live, dar înainte să începem și ce aveți de făcut, dacă mai vreți episoade, rupeți butonajul să vedem susținere, abonați-vă și bifați-vă puțin caz că n-ați făcut-o deja. Băi, n-am reușit să fac live în ultima perioadă cu mobile. A expirat evenimentul de Europa League. Am apucat să le iau și eu pe Leon Bailey și a apărut acest Marky Stacks. Ia să vedem ce zice Marky Stacks-ul. Cu siguranță știți despre ce este vorba. Suntem deja la ziua 3, o să jucăm și noi. E fain că la final toată lumea cred că îl primește pe Zakaria, din câte am înțeles. Un card nice. Și ce? Know how to play. Rewards. Bun. Aici poți să... Aici neapărat trebuie să-ți dai. Avem 51 de bucăți. 4. Ok. Cred că o să dăm câteva. Nu știm dacă luăm un de-asta, un Master Token sau cum se numește. Master Token pe zi. Și mai poți să prinzi aici, crește rata de fiecare dată când te deschizi și nu pică. Putem să facem bonuci în abri și de pai. Free, nu? Nu putem să luăm pe Golini sau pe Bamba, nici pe Raine Adelaide. Dacă nu vrem jucători și nici nu cred că o să iau jucători. Nu cred. Mi-au boosturi. Mi-au boosturi, deși ar exista și niște jucători de ăștia. Da, cred că vor fi ieftini și băieții ăștia, gold player sub training nu mă interesează. O să iau skill boost-uri jupineilor. Da, o să luăm skill boost-uri și... Stai. Le-am luat. Nu-ți smărți. Atunci, ce avem noi de făcut? Să jucăm. Vedeți că am făcut niște bonuți în ultima perioadă, de la sub 10 milioane am ajuns la 40 de milioane și nu ne oprim aici. Cum? De ce? Fiindcă, cum? O să discutăm pe un live sau pe episod? Păi, e cu tremur, construiesc ăștia pe aici și... Hai să jucăm puțin, day 3, hit the books, ok. Ia să mai fac, single target zice. Bă, dacă voi ziceți, ia să vedem. Cu Cristiano Ronaldo Fris, oi, cum a dat-o dănuțul. A să o dau intenționat, ia fiți atenți, la vincru. Nu chiar vincru, da. Hai. Cream că mi-o lasat, no, oi, 1000 de puncte. Dă bă la vincru, bă, nu mă, până nu văd una la vincru, nu o să execut. Așa, una la vincru vreau. Nu se poate. Deci ne jucăm cu focul, hai să dăm, cred că de 3000 de puncte avem nevoie, da. Am să pun la vincu să vadă că și Ronaldo poate. De curând a câștigat Supercupa Europei, a și marcat, Napoli a ratat un penalty. Urmează Team of the Year-ul, guys, pe mobile. În seara asta vă aștept cu live pe Ultimate Team unde o să deschidem pachete, nebunie, intră Team of the Year-ul. Abia aștept să văd. Va fi show, jupirilor. Opa, tot Cristi penalul ordinarul m-a fac căzu. La boț. Hai mă frate să te vedem. Fai, ce faci, mă? Oi, așa da, băi, Cristi. Ia să te vedem. Oi, elegant. A avut nevoie de 4 lovituri ca să bage 2. N-a tras rău nici la alea. Băi, în secțiunea de comentarii ziceți-mi și mie ce aș putea să fac cu 40-50 de milioane. Nu știu cât o să mai produc până la următorul live. Hai să zicem maxim 50 de milioane la echipă. Vă arăt imediat. Stați să terminăm aici. Avoid opponent. Ok. Haide, că mama mă trageau. Haide, Roni! Ia ce fuge, Roni! O schemuță!
Hai să te vedem, lasă-mă să șutezi. Ronaldo shoot! Tare, ce-mi place la evenimentul ăsta e că, bă, și dacă ratezi o zi, poți să recuperezi data viitoare. Deci, astăzi la ora 21 va trebui choose your rival. Păi normal că o să iau asta, nu? Nici nu prea contează, ci poți să iau și Manchester City, ca tot le servim. Ce au ziua 5-a training course, day 6 perfect practice și day 7 marquee matchup. Interesant, uite, îmi place ce s-a întâmplat pe mobile în comparație cu Ultimate Team. Nu ne-au lăsat fără eveniment până la Team of the Year aici. Pe Ultimate Team, în loc să bage nominis, au lăsat așa. Da, ce putem noi să facem? Ce putem să zicem? Nu putem să zicem nimic. Asta este echipa mea, cu toții, de fapt, majoritatea o știți. Asta este Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pe care am dat 10,5, cred că s-a mai ieftinit. Și Perin. Perinule, 194. O să scăpăm de Keita, o să scăpăm de Luni și de Zinkernagel în Team of the Year. Da. Momentan, Bonucci, da, nu, nu-l schimb eu pe Koulibaly. Nu cred că-l schimb eu pe Koulibaly. Voiam să intru acum la Europa, dar nu. Hai să luăm astea. Bine. La Liga, n-am intrat, da, am făcut curățenie și în Liga. Dacă vreți să intrați, vă arăt acum Liga. Și vă zic și ce trebuie să faceți ca să intrați acolo. Cred că aveți nevoie de 110 overall, nu uităm imediat. Beckham, hai cu Beckham, că-l vreau pe ultimul, dar până la ultimul mai e mult și bine. Surciocule! Oi, așa. Și? Oi, așa. Oare am terminat? Nu cred că. Ia stai, cred că am terminat Star Pass-ul de sezonul ăsta. Bineînțeles că nu pot să iau cam, am 390. Bine, nu știu cât mai costă iar să bal băiatul ăsta, dar 750 de gemuri, băi! La surciocul de tinichea. Surciocul de tinichea și acum vreau să mergem încoa. Jucăm cu nemții mei, mă, trebuie să-i batem pe ăștia. Deci cel mai mare este Mihai, după aia Horică. Aproape la egalitate, băieții. Am făcut mai 3 locuri libere, guys. În caz că vreți să intrați, ce zice Edit League, aveți nevoie de 105, nu 110, 105, guys. Cu 105 căutați Liga Jupinii și vă așteptăm. Vă așteptăm să fie bine ca să nu fie rău, nu? De fiecare dată când pierdem, îi dăm afară pe cei ce nu joacă. Și... da, am jucat și eu, am 39 de goluri. Da. Interesant, aici un Beckham, nu ne mai uităm Team of the Year. Băi, Team of the Year-ul ăla, dați-ni-l odată. Dați-ni-l odată! Puteți să-mi ziceți în secțiunea de comentarii ce de-asta, mă, ce luați voi de la Marquee Stars. Hai să jucăm puțin și aici, nu? Avem 69, nu se poate așa. 69 de Marquee Points. Hai, mă. Până la primul, uite, până la primul Master Token, cum ar fi să luăm din prima, jupinilor? Hai că luăm din prima, jupineilor. Hai, bă, să vedem. Ok, hai că l-am luat. 5%, bă, dă-mi-l, bă, cu 5%, bă. Acum e 10%, ha? Haide. Oi, nu-l dă. 20%. Băi, pentru toți jupinei, mă, dați-mi-l, vă rog. Master Token, nu se poate, mă, plâng. 40%, dacă nici acum nu-l dă, e măsluială, nu se poate așa ceva. Nici la șe, băi, deci am o baftă. Nici la 60%, alo, guys, nu o să-l dea. Opa, am lovit. Ia fiți atenți că nu mi-l dă nici aici. V-am zis că nu mi-l dă.
Ce bandiști. Ce bandiști. Păi și acum mi-l dai, mă. Acum îl dai, mă. Fui, 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 îmi vine să... Un pic, foarte puțin să plâng. Că mi l-a dat din ultima, ia, din ultima tură. Aici ne-l explică. Deci avem 4, am putea să luăm skill boost-uri. Chiar am nevoie, că de bani... De bani momentan n-am nevoie, am nevoie de skill boost-uri. Și... Probabil o să iau, dar nu acum. Cred că pot să putem să facem 16. Așa că putem să... Dacă am face 16, ar fi bine. Dacă nu, 12 și luăm de 3 ori 1200 de skill boost-uri. Aici ce avem, gemuri? Nea, nea. Nu ne interesește, fraților. Da, nice, nice, nice. Mai ales că sunt începător în FIFA Mobile. Îmi place că văd fel și fel de evenimente. Jupinor, ăsta a fost episodul de astăzi. O să facem și live cu FIFA Mobile, nu? O să facem și live cu FIFA Mobile. Să fiți acolo. O să vă povestesc cum am făcut eu 40 de milioane în două zile. Nu chiar 40, că aveam 10, 30 de milioane. Da, o să mai facem până data viitoare, cred că 10 milioane și o să ajungem la 50. Yo! Mersi că v-ați uitat la episod, vă aștept mai încolo pe un live și da, până data viitoare, pace, simen, pe grăniță, big boy, big smoke, respect, pe viață, Macachico!